Salut! În acest tutorial vă voi explica cum puteți crea un breloc. Pentru acest breloc de chei voi folosi această cruciuliță metalică. Acest fir de culoare neagră. Voi folosi și o mărgea tot neagră. Vom avea nevoie și de un capăt de închidere a firului, de o închizătoare metalică și de o za metalică. De asemenea, pentru a crea acest breloc, voi folosi și niște clești. Și acum haideți să începem. Voi lua cruciulița și firul și voi trece firul prin cruciuliță. Acum voi găsi mijlocul firului și voi crea un nod chiar deasupra cruciuliței. Pentru a crea acest nod, voi lua această parte a firului, o voi trece peste celălalt fir și, după cum vedeți, am creat o buclă aici. Voi trece firul prin buclă și, după cum vedeți, am realizat deja nodul. Acum voi închide acest nod și, după cum vedeți, chiar deasupra cruciuliței avem primul nod. Iar acum voi lua mărgeaua și voi trece firele prin această mărgea. Voi folosi această pensetă pentru a trece și al doilea fir prin mărgea. Și voi deplasa mărgeaua așa încât să atingă nodul. Acum, după cum vedeți, avem un fir mai lung și un fir mai scurt. Voi lua firul mai lung și voi crea un nou nod. Voi trece firul peste firul mai scurt și îl voi aduce din nou în partea aceasta. Și acum, după cum vedeți, am creat o nouă buclă. Acum voi lua firul și îl voi trece prin buclă și am creat cel de-al doilea nod. Și, după cum vedeți, avem două noduri care delimitează mărgeaua. Deci, un nod este sub mărgea, un nod este deasupra, așa încât mărgeaua să nu se deplaseze în sus și în jos. Și, după cum vedeți, acum cele două fire sunt aproape egale. Următorul pas va fi să atașăm capătul de închidere a firului. Voi lua o foarfecă și voi
Tăia cele două fire pentru a fi egale ca lungime și voi introduce firele în interiorul acestui capăt de fir. Deci, după cum puteți vedea, firele se opresc chiar sub acest orificiu al capătului de fir. Acum voi închide capătul de fir . Voi lua patentul și voi apăsa pe capătul de fir, de închiderea firului. Acum voi apăsa pe aceste margini ale capătului de închidere a firului . Deci, după cum vedeți, această margine a capătului de închidere a firului apasă pe fir. Și să o închidem și pe cea de-a doua, folosind patentul. Deci este important să apăsăm pe marginea de aici pentru a opri deplasarea firelor. Iar acum, cele două fire nu vor mai ieși din capătul de fir. Acum, cu patentul voi deschide această za și voi trece această za prin capătul de fir . Acum voi lua închizătoarea metalică și o voi trece și pe aceasta prin za. Deci, după cum vedeți, am conectat închizătoarea metalică de capătul de fir cu ajutorul acestei zale. Acum nu trebuie decât să închidem această za. Și brelocul nostru este gata. Acesta este brelocul pe care l-am creat. Sper că v-a plăcut acest tutorial și vă mulțumesc pentru vizionare.